v-am regăsit. Duminică vom avea parte de înnorări accentuate și pe alocuri câteva averse. Termometrele vor indica pentru Reghin și Târgu Mureș valoarea de 18 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș cerul va fi noros. Pentru Sighișoara și Sovata sunt prognozate 17 grade, în timp ce în Iernut și Luduș sunt anunțate 18. În Sâncen și Batoș se vor înregistra 15 grade Celsius. În afara județului nostru vor fi averse pe toată durata zilei. În Cluj-Napoca, mercurul din termometre va atinge valoarea de 19 grade, în timp ce în Sibiu sunt estimate 18. În Bistrița și Alba Iulia, cerul va fi predominant noros, iar temperatura maximă 23 de grade Celsius. La Brașov se anunță vreme instabilă și 20 de grade, respectiv 24 de grade în București. Duminică noaptea vor fi averse. În Reghin și Târgu Mureș, mercurul din termometre va atinge valoarea de 12 grade Celsius. Pe parcursul zilei de luni vom avea parte de vreme frumoasă. În Reghin și Târgu Mureș se vor înregistra 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Ariana Șimon, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!